În seara acelea zile, prima săptămânii, deși ușile locului în care erau discipolii de frica iudeilor erau încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Discipolii s-au bucurat văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis din nou, pace vouă, așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și spunând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis, primiți pe Duhul Sfânt. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Acestea sunt cuvintele pe care le proclamăm mereu la celebrarea Sfintei Liturghii, prin care mărturisim credința în biruința lui Hristos asupra morții, o victorie pe care ne-o asigură și nouă, celor care ne-am pus încrederea în El. Ele cuprind întregul mister pe care îl celebrăm an de an, la Paști, moartea și învierea Domnului pentru învierea și fericirea noastră. Întăriți în credință și fericiți că L-au întâlnit pe Învățătorul lor, primind chiar din prima zi a învierii pe Duhul Sfânt, apostolii, așteptând momentul învestirii totale din ziua de Rusale, au ieșit în mijlocul oamenilor să le spună bucuria învierii Domnului după porunca primită de la Iisus, înainte de a se despărți de ei. Mergând în toată lumea, predicați Evanghelia la toată făptura. De atunci, în fiecare an, când celebrăm misterul învierii sale glorioase, se aude glasul bisericii prin vocea celebrantului, veniți și luați lumină. Răspândim tuturor veștea bucuriei luminii lui Hristos cel înviat, împărțind-o tuturor fără să scadă. Acesta este misterul Paștelui, al învierii sfinte, misterul mântuirii, siguranța pașilor care ne poartă pe urmele lui Hristos, cel care a spus, Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieții. El a voit ca această lumină să ajungă la toți, până la marginile lumii. De acest mister s-a lăsat convins tânărul apostol și evanghelist Ioan, cel care a fost mereu aproape. L-a însoțit pas cu pas și s-a umplut cu iubirea sa. Ioan rămâne pentru noi toți, dar mai ales pentru tineri, un exemplu și o chemare de a-L urma și iubi pe Domnul cu iubirea cu care ne-a iubit El. Gândul Sfântului Părinte Papa Francisc, în acest an pastoral, se îndreaptă într-un chip special către tineri, florile întregii lumi și ale Bisericii, căci spre ei se îndreaptă mereu privirea atentă a lui Iisus cel înviat, ca și privirea Bisericii și a lumii întregi. Urmărind cursul vieții lui Ioan alături de Învățătorul, observăm că a fost privilegiat să participe la cele mai grăitoare momente și la cele mai fericite clipe și suntem mișcați de curajul și decizia sa de a nu se îndepărta niciodată de Iisus. În atmosfera dureroasă a pătimirii, numai Ioan, apostolul cel tânăr, este hotărât să meargă cu Domnul până la capăt, până pe calvar. E singurul care învinge frica și pericolul de a fi și el condamnat împreună cu Învățătorul său. Acum, când retrăim misterul morții lui Iisus și când luăm partea glorioasă lui înviere, trebuie să ne întrebăm și noi, și mai ales voi, dragi tineri, care a fost și care este poziția noastră față de Cel pe care L-am întâlnit încă din copilărie și continuăm să-L întâlnim mereu pe drumurile vieții noastre. Cum îl urmăm? Cum îl urmați voi pe Hristos? Cum îi arătați prețuirea și prietenia voastră? Tocmai în acest an 2018, Iisus se gândește la voi, vă privește cu iubire totală și vă cheamă lângă El. Este anul fericit în care vă dezvăluie cât de mult vă prețuiește El, prietenul vostru, care nu vrea să vă ia nimic,
și să vă dăruiască totul. Voi care aveți un spirit tineresc, cu adevărată sete de fericire, sunteți așteptați să dați mărturie despre misterul crucii și al învierii, despre adevărata iubire, ca dar al lui Dumnezeu. Să faceți ca mesajul vostru să poarte lumii mesajul iubirii lui Hristos, care se dăruiește, care moare pe cruce, învinge răul și păcatul și care singur este capabil să aducă lumii bucuria fericii. Sfântul Părinte Papa Francesc, mesajul său către voi, tinerii, pentru a vă încuraja în drumul spre sinodul vostru, vă indică crucea de pe Calvar, iar lângă ea, pe tânărul curat și generos, care o însoțește pe mama lui Iisus Maria în clipele sale de durere. Ea este aleasă de Iisus să fie pentru ucenicul său iubit Ioan o mamă ocrotitoare, iar Ioan să o ia în casa sa. Acolo sus, pe cruce, a fost iscălit cu sângele său propriu acest testament al lui Iisus. Lângă crucea lui Iisus stătea o mamă lui și sora mamei lui, Maria lui Creopa și Maria Magdalena. Așadar, văzând Iisus că stătea acolo mama lui și discipulul pe care îl iubea, i-a spus mamei: femeie, iată-l pe fiul tău. Apoi a spus discipolului: iată-l pe mama ta. Și din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el. Dragi tineri, strâns în jurul mamei sfinte, puteți și trebuie să oferiți lumii de azi un mesaj plin de curaj, de credință și de iubire. O lume mai bună se construiește și grație vouă. Grație voinței voastre de schimbare și grație generozității voastre, spunea Papa Francesc în mesajul său. Să nu vă fie frică să-L ascultați pe Duhul care vă sugerează alegeri îndrăznețe. Nu întârziați atunci când conștiința vă cere să riscați pentru a-L urma pe Învățătorul. Faceți ca strigătul vostru iubirea să se răspândească în toate comunitățile voastre și la toți, mărturisind împreună cu voi misterul morții și învierii Domnului în anul acesta, putem din nou declara plin de bucurie: moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Hristos e viu și împarte tuturor lumina și pacea sa. În acest gând vă spun tuturor: sărbători pascale fericite, iar învierea lui Hristos să vă fie de folos. Hristos a înviat.